sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. În mijlocașul Tudor Băluță, doar rezervă pentru această partidă. Mazilu, pătrundere superbă a lui Mazilu, Îl întâlnește pe Popa. Ce frumos a accelerat. Îmi place decizia aceasta cu care se gândește să termine fazele, ducându-se cât mai rapid spre poartă. Da, aș spune că este deja o acțiune caracteristică lui Mazilu, are aceste ruperi de rin. Într-adevăr, o finalizare în forță. Au bătut scurt cei de la Farul, mingea lui Luis Munteanu. A căutat pe Nedelcu, e greu totuși să-l bați aceste mingi pe sus pe Lacroix. Are o statură impresionantă elvețianul. Adusso a trimis greșit, fostul jucător al Rapidului, dar e poate mult spus. A jucat vreo 46 de minute pentru Rapid. Auzim ceea ce par să fie indicații tactice. Cam modeste, aș spune. Stai să fie o fază mai încinsă. Oh, gol! Andurman! Craiova deschide scorul parcă din nimic, dintr-o fază care nu anunța un asemenea deznodământ. Suntem în minutul 18 și Van Durman nemarcat se înalță acolo și plasează excelent cu capul. Da? Gică Hagi, evident, nemulțumit. Este eroare mare, eroare colosală. Săracul, câte are avea el de spus acum? Dar se adună atât de multe încât nu știe pe care să o zică prima. Atât de supărat este la această incredibilă lipsă de atenție. Cum trece mingea de Nedel. Dintre Nedelcu și Kevin Boli se înalță Van Durman. Bine, dar Boli avea treabă totuși. Nu? Parcă avea un om la care să aibă grijă. Parcă n-avea nici Boli. Parcă n-avea nici el. Centrare excelentă a lui Companiucci și Van Durman înscrie al treilea său gol din această ediție de campionat. O fază pe cât de simplă, pe atât de eficientă, dar unde erau fundașii lui Gică Hagi la această fază? Bine, ajung doar un bun prilej de scouting pentru echipele noastre. Bausa, Button era în dreapta, Bausa îi pasează lui Chițu, care culcă din nou lui Bausa. Ce șut prost! Știe și el. Da, și nici nu poate să smulgă părul din cap. Altfel, acțiunea a fost bine gândită. Bausa inițiază acest contraatac, scapă de Nedelcu, aici este un spațiu generos, minge pentru Chițu, inteligent, Chițu întoarce și uite-l pe Bausa acum, ar fi putut să mai avanseze cu mingea la picior pentru că nu era niciun adversar prin preajmă, însă... Este o luptă dură cu Mascarenia câștigată de jucătorul Craiovei, care continuă, se duce spre colțul terenului. L-are în față pe Boli, Mascarenias, centrează bine Mascarenias, îl vedem pe Chițu, Chițu, nu vine nimeni la sprijin, ba da, Albu! Inteligent Chițu, cât de bine l-a așteptat pe Albu și a fost a treia descălecare, să-i spunem, a lui Albu, încercarea lui de a se apropia de poarta lui Aioani, fericită de data asta. Primul gol al lui Dragoș Albu în această ediție de campionat. El nu mai punctase din martie atunci când realiza dubla împotriva Mioveniului. Dar cât de important este Chițu pentru FCU. Foarte inteligent aici, iată, atrage trei oameni. După el se creează un spațiu liber, uriaș acolo pe care avansează Albu. Iar Aioani este expus, nu are replică la acest șut
al fostului capitan, pentru că Albu a purtat cel banderola de capitan al celor de la FCU într-o perioadă. Dezamăgire cruntă pentru Gică Hagi, în afara unor acțiuni inițiale. Minge în profunzime pentru Chițu, se apără Mihai Popescu. Chițu, superbă faza lui Chițu, întoarce pentru 3-0! Machiază Button! Din nou Aurelian Chițu se distrează cu defensiva campioanei și belgianul William Button duce scorul la un neverosimil 3-0. FCU Craiova, farul Constanța, de nerecunoscut campioana României aici pe Ion Oblemenco. Din nou Chițu, creator. A întors pe Mihai Popescu, care parcă a rămas înțepenit așa în gazon. Dar și reluarea lui Button, foarte corect, curat, executată. Trimite perfect mingea acolo unde trebuia să ajungă. Da, și am anticipat corect când spuneam că vom mai vedea goluri. Doi belgeni pe lista marcată. Sidibe pe un spațiu liber. Sidibe, șutul lui Sidibe! Aiwani de două ori și gol! Bausa! 4-0. FCU Farul. Tocmai ce vorbeam mai devreme, mi-aduceam aminte de acel 0-4 de pe terenul lui Hermannstadt. Dezastru pentru campioana României. Craiova s-a distrat în această seară cu trupa lui Gică Hagi. Asta e o imagine tristă și oarecum definitorie pentru fotbalul nostru. Un Hagi înțepenit, blocat, fără reacție, fără speranță. Așa pare și jocul la noi. Ce finalizare are Bausa. Da, joacă și pentru spectacol argentinianul. Aici Ioani a făcut cam tot ce a stat în putință. A intervenit de două ori, dar iată-l pe Bausa cu mângâie mingea. Și din nou plasa porții campioane este scuturată. 4-0.